Am ieșit din Sistemul Național de Educație de când aveam 44 de ani, de acum 10 ani. Fraților, cu un prost în minus, faceți ce vreți, fac ce pot dacă vreau, dar eu nu mai stau. Ține-mă, Doamne, pe mine. Ce dracu, ce exercițiu ăsta, mă? Nu cumva zice raționalizația de cartea aia de imbecilizat copii. Doamne, face să văd. Editura. Ce editură e aia, mă? Andreas, tu ești regretatul de ieri. Ce mi-ai spus că mi-aduce azi? Zacuscă? Pune aici zacuscă. Azi lucrez pe zacuscă. Câte ori și eu am întrebat asta? Câteodată eu am întrebat care a fost secretul de aia? Eu am putut lucra bine cu tine. Da, da, și vrei, uite, ți-o spun după atâția ani. Ți-o spun după 12 ani. Dar nu erai convențional deloc. Nu. Și asta, dar un altul, mai important. Am putut fi prieten. Visez o școală în care nimeni și nimic să nu se predea, să se scape de tirania profesoratului. Cum făceai de mâncare? Eu fiu de scout. Nu, mersi, găsești ceva stricat. Nu, mă, stute-mă! Am venit de la tine. Un total de 130.000 ocupat bancul, iar numele exact ce a spus. Există însă speranță. La nivel național, procentul celor care au promovat a fost puțin mai mare față de anul trecut, 66,7%. Deci nu m-am înșelat când mi-a spus. Și după că am plus de tamă. Cifra dată de televizor este o cifră falsă. Și după ce faci un anunț, ai să vezi vedem. Nu. Dacă vrei să faci așa, atunci ar o zonă unde să mă spune. Cam mai abucate. Vă garantez că cei care fac matrapaslicuri la locurile de muncă sunt oameni cărora acele locuri de muncă nu le oferă satisfacție. Un om care își iubește meseria, credeți-mă că nu face compromisuri în meserie.